Salut, dragi cititori, numele meu este Loredana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu Buchinista 08 cu acel mult promis book haul, mai bine mai târziu decât niciodată. Pe principiul acesta mergem astăzi. Îmi pare rău pentru lumină, sper că e ok, este deja după amiază și eu de obicei filmez dimineața când este foarte multă lumină, acum e un pic bizar. Dar, cum spuneam, sper că mă vedeți la lumină naturală și astăzi am venit aici cu gândul de a vă face să mă urâți. Și de ce spun asta? Pentru că, din păcate, în ultimele luni iar s-au strâns destule cărți în format fizic, evident, adică nici nu mai vorbesc de alea în format digital, pentru că na, sunt multe locuri din care pot face rost de ele și spațiul este nelimitat. Dar vorbim de cărți fizice, da? Cărți pe care le adaug pe rafturile bibliotecii. Inițial ca să adune praf și apoi ca să le citesc, pentru că așa sunt eu. Probabil dacă aș avea un ritm de lectură mai înrăcit, aș reuși să dau iama în ele mai repede, dar cum ritmul meu este foarte lent spre deloc în unele zile, asta e situația. Da, s-ar putea să vă faceți o părere proastă despre mine, dar cum suntem adulți aici, sau eu cel puțin sunt adult, îmi asum, asta este situația. Ei bine, o mare parte din cărțile de astăzi au fost adăugate în biblioteca mea pentru că am descoperit Vinted și, dacă nu știați, este o platformă unde poți vinde și cumpăra diverse chestii în regim second hand. Iar cărțile, evident, în regim de anticariat. Poți avea norocul de a găsi și cărți noi, în cazul în care persoana care vinde cartea specifică treaba asta, și atunci poți găsi chiar cartea în folie, dar costă și un pic mai mult de cel. Ei bine, eu am luat câteva cărți de pe Vinted și acestea sunt. pentru că am vrut musai să le am în bibliotecă și da, să le citesc la un moment dat. Și acum să începem efectiv book haul-ul, pentru că am multe cărți și nu vreau să vă țin aici cu orele. Mai întâi de toate am găsit această ediție și de precizat ediție, pentru că e vorba de Gânduri către sine însuși de Marcus Aurelius, ediția de la Humanitas. Și de ce spun chestia asta? Pentru că luasem de la chioșcurile de ziare o ediție de la, mă rog, o altă editură, tot cu Gânduri, meditații de Marcus Aurelius, și am înțeles de pe un grup de pe Facebook și apoi am verificat, și așa e, evident, că ediția aceea este tradusă din limba engleză, pe când ediția asta de la Humanitas, dacă vedeți aici în față, da, este traducere din greaca veche, note și indice de Cristian Bejan. Și am preferat să cumpăr ediția asta, nu mai știu cât am dat pe ea, 10 lei sau 15 lei, nu mai știu exact, pentru că pe aceea vreau să o vând, dacă e cineva interesat, dar asta este ediția pe care vreau să o am în bibliotecă. Evident că am mai dat peste citate de Marcus Aurelius în diverse cărți pe care le-am citit, mai ales cele care aveau legătură cu stoicismul și cărți pe care le-am ascultat, pentru că am și ascultat câteva cărți legate de stoicism. Dar pe asta chiar voiam să o citesc în format fizic și să o am și în biblioteca proprie, ediția asta frumoasă de la Humanitas, tradusă din original. Mai departe, o carte pe care sigur o știți și m-am bucurat atât de mult că am găsit-o la un preț super bun, cred că am dat 8 lei pe ea sau 10. E vorba de Normal People de Sally Rooney și da, este o versiune în engleză, pentru că eu vă mai povesteam, dacă sunteți aici de la începuturi sau, mă rog, începuturile mai populare ale canalului,
Am citit conversații cu prietenii și, să fiu sinceră, deși mi-a plăcut, dar nu exagerat de mult, cel mai mult mi-a plăcut scriitura. Am citit-o în format digital, tot în engleză, și am spus că vreau musai să citesc și oameni normali, dar în original. Și pentru că am găsit cartea așa, la un preț super bun, pe Vinted, am luat-o să o am în engleză și, evident, să o citesc. Eu sper, pentru că, nu știu, în ultima perioadă este așa o reemergență a lui Sally Rooney, pe BookTube-ul străin mai ales, pentru că i-a apărut o nouă carte, se numește Intermezzo. Și să fiu sinceră, toate persoanele pe care le văd vorbind despre oameni normali, îmi fac așa o poftă foarte mare să citesc cartea asta și sper să o citesc până se termină anul, dar știți cum sunt eu, foarte, foarte capricioasă când vine vorba de lecturi și da, sper până se termină anul, pentru că aș vrea să o și adnotez, adică să îmi iau timp ca să o parcurg. M-a încântat foarte tare faptul că cititorii care au spus că nu le-a plăcut atât de mult conversații cu prietenii au adorat oameni normale, adică exact ca mine. Și sper și ăsta să fie cazul meu, dacă nu, vedem. O carte pe care m-am bucurat foarte mult că am găsit-o pe Vinted, pentru că a fost menționată în Întoarcere în librăria Morisaki, pe care am ascultat-o de curând și v-am și vorbit de curând despre ea. Ei bine, acolo o încărticică. Aceea era menționată Elogiul umbrei de Junichiro Tanizaki. O carte apărută la editura Art acum ceva ani, prin 2015 sau mai în urmă, nici nu mai știu exact, vă zic imediat, 2019 chiar, doar că am căutat-o și nu am găsit-o nouă, este stoc epuizat peste tot. Și m-am bucurat că am găsit-o pe Vinted, am luat-o fără... E foarte scurtuță și da, este despre umbre și ce înseamnă conceptul de umbră în cultura și în tradiția japoneză. Sunt foarte curioasă cum o să mi se pară, pentru că și protagonista din Întoarcere în librăria Morisaki citește cartea asta și îi se pare super interesant, așa că... Da, mi-a făcut poftă și dacă tot am găsit-o la un preț super bun pe Vinted, oricum cartea e ca și nouă, adică de ce nu? Bun, tot de pe Vinted mai luasem, dar am uitat să o includ aici, oricum o știți pentru că am vorbit despre ea în wrap-up, cartea lui Frederick Bachman și în fiecare zi drumul către casă e tot mai lung, parcă așa e titlul întreg. Este o novelă, de fapt, foarte, foarte scurtă. Ei bine, mi-a plăcut mult tare tonul acelei cărți. Eu am mai citit ceva de Bachman, dar este, să zicem, non-ficțiune. Este ca un fel de scrisoare adresată fiului său. Things my son needs to know about the world. Lucruri pe care fiul meu trebuie să le știe despre lume. Pentru că mi-a plăcut foarte mult tonul acelei cărți, am căutat și am tot căutat o carte dintre ale sale care să aibă un ton similar și atunci mi-a intrat în vizor bunica, mi-a zis să-ți spun că îi pare rău, pentru că la sfârșitul acelei novele cu drumul către casă, era un fragment, erau câteva pagini din cartea asta și să fiu sincer, mi-a plăcut mult acel pasaj selectat și m-a făcut, mă repet, curioasă. Așa că, na, am găsit cărticica asta tot așa la un preț super, super bun și pentru că peste tot e stoc epuizat, am zis că vreau să o iau și să o am în bibliotecă. Nu știu dacă o să o citesc anul ăsta, pentru că mai e puțin, mai avem 3 luni din anul ăsta, dar sper eu cât mai curând. Așa că, na, nu știu, dacă v-a plăcut foarte, foarte mult, spuneți-mi și atunci o ridic mai sus în lista lecturilor. Voi încerca din răsputeri să mă
țin de un fel de TBR, așa că da, cartea lui Frederick Bachmann. Mai am un bărbat pe nume Uwe, dar nu am citit-o încă și știu că de fapt ar trebui cu ea să încep. Știu că și Irina, de la Irina Citește, este nebunită după cartea aceea, dar eu n-am apucat încă. Nu știu, pur și simplu faptul de a citi despre bătrânei nervoși și foarte colțuroși nu prea mă încântă neapărat. Îmi plac mult mai mult poveștile despre bătrânei foarte calzi și foarte plăcuți. Dar, na, nu se știe, poate am eu așa o prejudecată. Bun, mai am încă două cărți de ficțiune aici, apoi una de non-ficțiune și termin cu Vinted, promit. Este aici Noaptea nu uită, de Silvia Dumitru, apărută la Humanitas. Am fost la lansarea de la Bookfest, unde de fapt mă dusesem pentru Privește ultima dată lumea asta plină de minciuni, de Cosmin Leucuța. Ei bine, în același grup de lansare, lângă Cosmin, au mai fost încă trei autoare. Una din ele a fost Silvia Dumitru. Și mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit despre cartea asta și de atunci mi-a rămas așa înșurubată în minte, iar când am văzut-o pe Vinted, tot așa la un preț super bun, gen 10 lei, nu m-am putut abține, vă spun sincer, și pentru că e într-o stare ca și nouă, am zis că musai o cumpăr și vreau să o citesc. Acum aștept să se termine luna septembrie, pentru că mai e gen o săptămână. Și când începe octombrie, bag cartea asta pe listă. E scurtuță, scrisul este mare și am înțeles că povestea merge super rapid, dar mi-a plăcut și ce a spus Cosmin despre cartea asta, așa că, na, am găsit-o pe Vinted, am luat-o și o să o citesc cât mai curând. Deci asta, pe ea puteți conta, ca să zic așa. Plus că vreau, mă rog, nu lunar, dar să mai includ autori români în lecturile mele, pentru că sunt luni când citesc numai literatură străină și parcă, nu știu, vreau și ceva mai autohton. De când am citit Silex de George Cornilă, am rămas așa cu un dor de a citi autori români cât mai des. Iar ultima de ficțiune de aici, Sezonul uraganelor de Fernanda Melchior, o carte, am înțeles eu, foarte dură, o carte care te lovește puternic, mai ales dacă ești femeie, dar pe mine mă interesează foarte tare subiectul și da, știu că probabil o să mă bagi așa într-o stare destul de nasoală, cum m-a băgat și Hana, dar pe care o să o vedeți imediat, stați liniștiți, dar este în altă grămăjoară. Dar da, eu am cumpărat-o, nu intrase neapărat în vizorul meu, știam de carte, dar după ce a vorbit Ruxandra despre ea, de la 4 fără un sfert, am zis că trebuie musai să pun și eu gheruța pe ea. La fel, nefiind o carte masivă, sper să o citesc până la sfârșitul anului, dar să vedem. Mai ales că e așa greu de digerat și, nu știu, vin acum lunile astea, zile cât mai scurte, se întunecă de vreme, nu știu cum o să fie, dar dacă o să am chef de ea, da. Știu că e o carte bună, dar... Bun, iar ultima de pe Vinted luată este de non-ficțiune. Am văzut că are un rating mic pe Goodreads și să fiu sinceră, am avut așa dubii, dar nu mai știu cât am dat, gen 5 lei pe ea. Comunicarea cu oamenii dificili de Roberta Cava. E genul de carte pe care cred că poți să o răsfoiești mai mult, adică nici nu trebuie să o citești așa din scoarță în scoarță. Capitolele sunt destul de clar împărțite. Ce să vă spun mai mult? Și scrie aici pe
prima pagină, cum să ne purtăm cu clienții răuvoitori, șefii autoritari și colegii nesuferiți. Din fericire, eu n-am parte de niciuna din aceste categorii, recunosc. La mine, când vine vorba de job, problema cea mai mare e cu totul alta. Dar nu se știe pe viitor, plus că na, chiar și în cercul de cunoștințe, de prieteni, rude, nu toți oamenii sunt lapte și miere, adică să fim serioși. Fiecare are personalitatea sa proprie și personală. Și zic eu că pentru mine, o persoană care e așa mai introvertită și nu prea știe exact cum să se poarte în situații mai dificile, adică dacă oamenii sunt drăguți cu mine și eu pot fi drăguță fără probleme, dar când oamenii sunt țepoși, nu știu cum să reacționez. Nu mă pierd neapărat, dar mă blochez cumva și nu știu, e așa ceva super bizar. Poate o să mă ajute, nu știu, vom vedea. Bun, astea au fost de pe Vinted, acum trecem la următorul capitol. Bun, rapid, am două titluri, le-am cumpărat de pe site-ul Storia Books, atunci când au avut ei o promoție 50% reducere la o selecție de titluri, și sunt două cărți pe care le vânam de ceva timp și când le-am găsit acolo în promoția aia cu 50% reducere, le-am luat, fără regrete. Apropo de regrete, da? Prima este Toate regretele lui Clover, de Mickey Bremer. Știu că a vorbit și Elena, de la Elena Citește, de Elena Druță, dacă o știți așa. A citit-o și i-a plăcut foarte mult, așa că, na, de atunci mi-a rămas acolo în creier și am zis că o să o citesc și eu. Când o să simt nevoia de o poveste young adult, știu că nu este o poveste ușurică, pentru că era vorba despre doliu, da. Dar, și e o carte așa un pic mai sumbră, dar am înțeles că are și un silver lining, are așa o pată de culoare totuși, deci nu e totul gri și mohorât, ca în poeziile lui Bacovia. Deci da, când o să am chef de așa ceva, o să pun gheruța pe Toate regretele lui Clover, plus că am văzut că a fost super bine primită și în state unde a fost lansată. Am văzut câțiva booktuber străini vorbind despre ea, laudativ, și da, o să o citesc și eu. Sunt sigură că e o carte bună, adică n-am dubii. Și cartea pe care o tot vânam de când a fost Bookfestul, pentru că e vorba despre O soartă înscrisă în sânge, de Daniel Jensen. Și voiam musai ediția cu sprayed edges. Pentru că cei de la Storia am văzut că au și acum și o variantă normală, fără margini colorate. Și, sincer, voiam ediția asta. Mi-a plăcut foarte mult și sinopsisul cărții. Este o poveste romantasy, dar mai mult am înțeles că accentul cade foarte mult pe fantasy. Adică povestea de dragoste e așa, nu e focusul. Și e inspirată din mitologia nordică, de la vikingi, de acolo, din zona aceea. Mi s-a părut super interesant. E o carte potrivită pentru, sincer, seriile de noiembrie / decembrie. Și, nu știu, ținând cont că mi-am planificat așa cam un concediu de 2 săptămâni, în perioada Crăciunului și a Revelionului, nu știu dacă o să o citesc înainte sau chiar atunci când o să am concediu, ca să mă pot bucura de ea pe deplin, fără să fiu obosită sau stresată. Așa că nu știu, mă mai gândesc dacă o citesc înainte sau atunci, dar da, vreau anul ăsta, pentru că, na, probabil la anul o să apară și continuarea și să fiu pusă în temă. Astea au fost de la editura Storia. Mergem mai departe. Nu știu dacă știți, dar din când în când editura Polirom are reduceri de 40% pe site-ul lor propriu. Și
au trecut multe astfel de promoții, fără ca eu să cedez ispitei, dar pentru că titlurile pe care ei le oferă cu reducere se mai rotesc, am văzut câteva titluri, sunt 3 la număr, apropo, n-am spart contul bancar neapărat pe site-ul editurii Polirom, dar astea 3 mi-au atras atenția. Cu fiecare există așa o istorie. Unul la mână, Cântecul Stepei, Cântecul Munților, de Chinghiz Aitmatov. Este o colecție de nuvele sau povestiri, nu știu dacă pot fi categorisite drept nuvele, mai degrabă povestiri, una din ele fiind Jamilia, pe care am citit-o, dar vreau să le descoper și pe celelalte. Și pentru că am găsit cartea la un super preț, eu vă spuneam de când am citit Jamilia că vreau musai să mai citesc și altceva de Aitmatov, pentru că îmi place mult, are stilul lui. Și dacă s-a întâmplat cu cartea asta, am luat-o fără regrete. Da, deci Cântecul Stepei, Cântecul Munților, dar cred că v-am mai arătat-o când am vorbit despre Jamilia, parcă, nu mai știu. Bun, și în aceeași comandă am văzut cartea asta, În fața lumii lipsite de iubire, de Susan Abulawa. Este despre Palestina, dacă nu mă înșel. Știu că am văzut cartea asta la Jack Edwards și de atunci mi-a rămas așa cuibărită în amintire. Să vă spun în mare despre ce e vorba. Bun, în primul rând despre scriitoare, este și activistă pentru drepturile omului, s-a născut în Kuwait în 70, este fondatoarea și președinta asociației Playgrounds for Palestine, o organizație dedicată protejării drepturilor copiilor palestinieni. Mai are câteva, de fapt două romane apărute în română, Dimineții în Jenin și Albastrul dintre cer și ape. Nu le-am citit, n-am citit-o pe autoare, dar sincer cartea asta mă interesează dintre cele 3 apărute în română. Asta e prima care mă interesează. Și aici, despre ce e vorba? Nar este o tânără refugiată palestiniană care luptă să-i asigure o viață mai bună familiei sale, în timp ce încearcă să-și găsească un loc al ei într-o zonă a lumii devastată de războaie. Aflată într-o închisoare izraeliană, își petrece zilele reflectând la evenimentele în urma cărora a ajuns acolo. Născută în anii 70 în Kuwait, a visat dintotdeauna să se îndrăgostească, să aibă copii și poate chiar să-și deschidă propriul salon de înfrumusețare. Însă toate aceste dorințe sunt spulberate de oameni cărora le acordase încredere, dar și de conflictele politico-militare ce răvășesc Orientul Mijlociu. În ciuda tuturor încercărilor, Nar refuză să fie o victimă și luptă să-și împlinească visurile și să guste măcar din dulceața fericirii. Pare un super roman și eu una sper să-l citesc până la sfârșitul anului. La fel, cred că e o carte cu care trebuie să petrec ceva timp ca să o pot internaliza ca lumea, dar sper să ajung la ea până se termină anul. Depinde ce alte titluri mi-atrag atenția. Dar da, e o carte super importantă, mai ales, evident, în contextul actual. Bun, și a treia de pe site-ul editurii Polirom, am văzut într-un comentariu la un clip de-al meu de pe YouTube, spunea cineva ce anume citește în prezent și îi place, era vorba de În umbra ei, de Simona Antonescu. N-am citit nimic de Simona Antonescu până acum, știu că cel mai recent i-a apărut Doamna Chiajna sau nu mai știu cum se numește, ceva cu Doamna Chiajna și e o carte super bine primită. În umbra ei este un pic mai acum câțiva ani, în 2021 apărută, acum 3 ani, dar ce m-a atras, faptul că sinopsisul începe așa:
Totul începe cu o venerabilă casă cu marchiză de pe malul Dunării, din Galați, în care două fete își petrec copilăria. O casă care ascunde un mister pentru că nu au acces decât la o parte a ei. Când una dintre ele moștenește cealaltă jumătate de casă, începe o poveste fascinantă, plină de taine și de întâmplări neașteptate, care leagă trecutul de prezent. Pe un perete din sufrageria casei se află la început înșirate zeci de portrete care ulterior vor fi aduse la viață în roman. Și continuă. Dar Galați, deci n-am mai citit până acum nicio carte cu acțiunea să se petreacă în Galați sau măcar în apropierea Galațiului sau... Știți? Și sincer chiar mi-a atras atenția, știind și faptul că e o autoare de ficțiune istorică, în primul rând, foarte apreciată, am zis și găsind-o la un preț super bun pe site-ul editurii, am luat-o și sper să ajung la ea în curând. Poate o să fac cum am făcut cu Silex, o să citesc primele pagini și dacă mă atrage foarte tare, voi tot continua să o citesc, pentru că nici Silex nu mă așteptam să o citesc chiar atunci, imediat ce am luat-o, dar așa s-a întâmplat, că mi-a plăcut foarte mult stilul autorului. Mai mult decât subiectul, deși și subiectul a fost interesant, dar stilul m-a cucerit. Așa că, da, astea au fost de pe site-ul editurii Polirom. Mergem mai departe. V-am zis că o să mă urâți, pentru că s-au adunat foarte multe titluri, deși eu citesc foarte lent. O parte pozitivă, faptul că particip la Around the World Book Club și asta înseamnă că atunci când iau cartea o și citesc pentru club ca să știu despre ce e vorba în ea, mai ales dacă mă interesează subiectul. Au fost foarte puține edițiile unde nu am citit cartea sau nu am terminat-o de citit. Și avem aici Hana, pe care am citit-o deja, de Alena Mersteinova, nu știu exact cum se pronunță numele, o să caut pe YouTube, promit, să văd dacă e invitată la vreun interviu ceva, ca să văd cum îi se pronunță numele de familie. Un roman care a fost gustat și a primit vetoul lui Pișcoțel, da, deci uitați aici, și-a dat și Pișcoțel cu părerea. E foarte gustoasă cartea. Da, Hana, o poveste foarte cutremurătoare despre Holocaust, dar nu este doar despre Holocaust, este mai mult ciocnirea asta, exact cum spuneam și în acea mini-recenzie pe care am făcut-o pe Instagram, dacă ați apucat să o vedeți, o ciocnire între tragedia individuală a unei familii și tragedia colectivă a evreilor în contextul Holocaustului. O carte scrisă foarte bine, mie cel puțin așa mi s-a părut, un roman cu adevărat complex, ușor de citit, foarte antrenant, dar complex și foarte mult mi-a plăcut. Abia aștept să o discut la club, mă bucur tare mult că am și terminat-o la timp ca să nu fiu în necunoștință de cauză în ceea ce privește sfârșitul, așa că abia aștept să văd ce părere a mai avut lumea despre ea, pentru că, na, până la urmă fiecare vede lucrurile în felul său, prin propriul filtru. Dar mie personal mi-a plăcut super mult și chiar vă recomand cartea asta. Nu este o lectură ușurică, prin prisma subiectului, evident, dar are și momente mai înduioșătoare, pentru că, v-am zis, e vorba despre legăturile din cadrul unei familii care nu pot fi distruse cu una, cu două, și fiind povestea unei familii, mi-a plăcut foarte mult să văd dinamica dintre personaje. Apoi, de pe site-ul editurii Litera, știți că Litera are foarte des reduceri și reduceri foarte mari, dar din fericire pentru mine, sunt în general reduceri la thrillere și la cărți romance care pe mine nu mă interesează în mod deosebit.
Adică nu vreau musai să le iau în format fizic să le citesc, prefer ori să le ascult pe Voxa, ori să știu eu dacă am chef le iau în engleză și aia e pe Kindle. Dar cineva mi-a recomandat tot într-un comentariu la un videoclip, 3 ani de singurătate de Claire Alexander. Este o poveste super interesantă. E, cred, ficțiune istorică, ficțiune contemporană. Nu este romance, nu e thriller, nu, e ficțiune simplă. Și scrie aici, Meredith Meggs n-a ieșit din casă de 1214 zile, dar insistă că nu este singură. Are un motan pe nume Fred, prietena ei Sadie o vizitează ori de câte ori poate, are un grup de sprijin online, are drept companie puzzle-urile, rețetele preferate, poemele îndrăgitei Emily Dickinson, internetul, pe curierul care îi aduce cumpărăturile, dar și amintirile ei înșelătoare. Însă ceva este pe cale să se schimbe, mai întâi apar pe neașteptate în viața ei doi prieteni noi, Tom și Celeste, apoi și sora ei cu care nu a mai vorbit de ani întregi. Deodată, casa ei îngrijită și pusă la punct, nu mai e refugiul unde se ascundea. Fie că lui Meredith îi place sau nu, lumea începe să vină la ușa ei. Există un termen în japoneză, se numește hikikomori și desemnează o persoană care are agorafobie, o persoană care nu poate ieși din casă pentru că are fobie de pus piciorul în afara casei și de luat contact cu alte persoane. Meredith nu pare încă în acel punct, dar e genul de persoană care nu iese din casă. Și cred că va fi o lectură super, super interesantă și la fel sper să ajung la ea anul ăsta, pentru că mă interesează foarte tare subiectul. Când e vorba de psihologia unui personaj, sunt acolo, sunt acolo băgată în problemă. Și pentru că mi s-a părut cam ciudat să dau comandă de o singură carte, pe care am luat-o cu 70% reducere, by the way, am mai căutat încă una, tot așa, cu reducere mare, care să fie interesantă, să aibă și rating bun pe Goodreads. Da, verific, pentru că nu vreau să dau bani aiurea. Și am găsit o carte despre care nu știam. Da, deci nu știam nimic despre ea, nu știam că apăruse, nu știam nimic. Am văzut-o atunci pentru prima dată și am și pus-o în coș. Ghetoul interior de Santiago Amigorena. Și scrie aici premiul Goncourt, alegerea României, deci a luat și un premiu. Bun, și premiul, care-i treaba cu el, este decernat de un juriu format din reprezentanții studenților facultăților de limba și literatura franceză a 7 universități din România, în cadrul unui proiect organizat de Institutul Francez din România și Ambasada Franței. Da. Și scrie aici, în ghetoul interior, Amigorena îndrăznește să-și arunce personajul pe Vicente Rosenberg în vârtejul unei introspecții dureroase, violente pe alocuri, în căutarea unei justificări pentru ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea, oroarea supremă a secolului 20, Holocaustul. Deci, da, tot o poveste despre Holocaust, dar un pic diferită de Hana, pentru că personajul provine din altă țară. Evreu, Rosenberg, dar provine din altă țară și cred că va fi o perspectivă super interesantă. Am citit așa despre ea că are accente politice, sociale, destul de pronunțate, dar fiind așa micuță și cu scrisul cât capul boului, cred că o să fie o lectură super interesantă. Așa că, da, ghetoul interior.